Mulțumesc, domnul președinte. Sincer, vreau să încep altfel, dar prezența noastră mă inhibă în dimineața asta și îmi rezerv dreptul de a spune ce vreau să spun astăzi, săptămâna viitoare. Că sunt ferm convins că se va repeta. Declarația mea politică de astăzi se intitulează simplu cum au devorat ieri, miercuri, 24 februarie 2016, lăcustele pesediste, că nu pot să le numesc altfel, ultima redută de credibilitate a Parlamentului României. Sau ultima formă de credibilitate a Parlamentului României, pentru că ce s-a întâmplat ieri este, cred, unic în analele parlamentarismului românesc. Să întorci la plen, după o săptămână, un pachet de 9 legi, nouă legi, așa, forțat, pentru că motivul principal era să întorci legea antidefăimare la vot, pe motiv că se supărase prezidentul PSD-ului, domnul Dragnea, și amenințase că îi dă afară, că îi schimbă și pe Zgonea și pe Florin Iordache, ceea ce n-ar fi fost rău. Sincer vă spun, ar fi fost o ușurare pentru noi, n-am fi mai asistat la umilințele astea zilnice pe care le suportăm, cu întârzieri de desfășurarea programului, cu abuzuri de interpretare a regulamentului și cu toate celelalte. Dar încă o dată revin și spun, ieri parcă a fost o nouă marțea neagră, numai că era miercuri. Și am impresia că PSD-ul și-a propus în mandatul ăsta să nu rămână nicio zi a săptămânii fără să o taxeze cu o faptă reprobabilă. Este incredibil cum așa, încetul cu încetul, calendaristic așa, au câte urmează joia neagră, bănuiesc. Ferească Dumnezeu să ne prindă vinerea neagră, dar cine știe ce se va întâmpla în toamna politică acestui an, da? Mă aștept la, eu știu, modificarea brutală a codurilor penale. Acum am și explicația de ce s-a încercat atunci, în marțea neagră, modificarea codului procedurii și codurilor penale și mai ales pe partea de compatibilitate și conflict de interese. Ieri am ieșit la tribună și am spus, am cerut chestiului Camerei Deputaților, de altfel o chestie firească, normală, să-și dea demisia pentru că e condamnat definitiv cu suspendare. Și mi s-a strigat din bancă de acolo, nici nu vreau să reproduc, pentru că cel care trebuia să-și ceră scuze era el, nu eu, mi s-a strigat, ești o jigodie. Și am zis, mi s-a cerut să-mi cer scuze, am crezut că lui i s-a cerut scuze, i s-a cerut să-și ceră scuze, din contră, mie mi s-a cerut să-mi cer scuze, pentru un lucru normal și firesc. Să nu ajungem să fim conduși numai de cei care au probleme cu legea. Deci ieri, încă o dată, repet și închei de data asta, un fapt extrem, extrem de grav. Un pachet de legi votat, regulamentar, confirmat de un raport de expertiză al Corpului Experților Tehnici din Camera Deputaților, că votul a fost corect, s-a reîntors în plen și s-a revotat pentru a da satisfacție lui Liviu Dragnea și pentru a-i trece legea antidefăimare. Domnule Dragnea, sincer vă spun, aș fi preferat să-l schimbați pe Zgonea și pe Florin Iordache, dar să lăsați legile și pachetul de legi așa cum au fost ele votate cu o săptămână înainte și să nu siluiți Camera Deputaților prin fel și fel de acte reprobabile. Mulțumesc, Gheorghe Tinel, parlamentar de Ialomița.